Salutare tuturor și bine v-am găsit la un videoclip în care vreau să vă spun niște lucruri foarte importante. Videoclipul o să fie unul scurt, dar este unul extrem de important pentru că vreau să vă explic cum să nu vă luați schemuri. Chestia asta este foarte importantă pentru că foarte mulți dintre voi ați primit schemi și e foarte ușor de evitat. Dar până atunci, dacă o să discutăm mai mult, o să mergem în ultima zonă și o să lăsăm defarmat ca să aveți și voi la ce să vă uitați în timp ce discutăm despre chestia asta. Pentru că e foarte, foarte importantă. Aici, în ultima zonă, știți ce trebuie să faceți. Vă duceți cu peturile în ultima zonă, puneți niște flag magnez dacă aveți, puneți flag magnez, bine, toată lumea trebuie să aibă că se fac ușor și plus că sunt ieftine dacă vreți să le cumpărați niște sprinkleruri, dar sprinkleurile nu ar fi atât de wow pentru că trebuie să distrugeți foarte rapid breakable-urile -ă și astea nu sunt necesare, dar dacă aveți niște huge acolo, 20-30, ar fi cât, destul, cât de cât ok cu spring-urile. Știți ca de obicei, cele mai puternice porțiuni pe care le aveți, să mâncați fructele de fiecare dată, jucăriile, să aveți niște enceanturi bune cum ar fi de diamant, puteți să folosiți și acest, nu loadout ăsta, puteți folosi loadout-ul, da, aici trebuie să schimb aici, puteți folosi loadout acesta de genul. Ne mai aici, punem o criticală, punem două de diamant și două de treasure round, dacă aveți 5. Dacă aveți 6, mai puteți spune încă de diamant, dacă vreți să farmați mai multe diamante sau dacă vreți mai multe iteme, încă una de treasure round. dacă aveți 6, dacă aveți 7 și pe aia cumpărată, tot așa, niște diamante sau treasure round. Dacă ar fi, asta ar fi cea mai bună modalitate pentru doi, voi. Și poțiunea chestia asta ar fi orice poțiune, gen ar fi să zicem poțiune de de level 5, de level 6, asta nu a conta. Așa lăsăm și noi aici să farmăm și vreau să spun cât de ușor e să nu iei schem, pentru că chestia asta este foarte importantă. Cum să nu-ți pierzi contul, cum să nu-ți iei bani, cum să faci lucrurile de genul. Asta luăm și noi cadourile și după ce luăm cadourile începem. Deci, primul și primul lucru în anulă nu schem este unul foarte simplu, să n-ai încredere în nimeni. Dacă zice cineva, bă, fă chestia asta, ajută-mă pe mine, nu știu ce, nu știu ce, doar nu acceptați, e foarte simplu. Le dați bloc, nu mai vorbiți cu ei, ziceți, bă, nu frate, las mă în pace, da? Nu aveți încredere în nimeni, doar dacă îți prietenii voștri din viața reală sau dacă îi cunoașteți de foarte mult timp, deci asta e extrem de important. Dar să zicem că cunoașteți pe cineva de 4 ani și aveți încredere în el. Chiar dacă aveți încredere în el, tot poate să vă dea schem, că s-au mai întâmplat uh, cazuri de ce nu, să fiți prieteni foarte vechi și tot să primești schem. Așa că asta e a doua parte. Nu faceți prea mult. Uite, am luat aici un arcade în 243k, foarte bine. Nu faceți prea multe trade-uri mari, da? Să zicem că cineva vă dă 200 de lei pe 20 de huge da? Voi nu dați din prima cele 20 de jui. Trebuie să faceți cât mai mic, gen 2 huge 25 de lei și tot așa. Dacă persoana respectivă nu acceptă, gen să-i dai 2 huge gen 3 dormiști, știi? 2 huge 25 lei, după din nou și din nou, înseamnă că e o schemă și vrea să vrea toate huge din prima pentru că nu are niciun pay save, nu are niciun modalitate de a vă da bani, vrea doar să vă dea schemă. Asta ar fi și una. Dar altă parte ar fi că nu faceți trade pe bani reali. Da? Dacă nu sunteți siguri, dacă nu aveți prieteni, colegi la școală sau lucruri de genul, dacă nu aveți într-o o încredere într-o persoană extrem de bună, gen dacă să zicem că aveți încredere în persoane aleatorii, zice unul pe un server de Discord sau undeva dacă e să găsiți, bă, dăm bani, dăm uh, iugiurile astea, după zauri, bani, îți fac eu Roblox și nu dați contul, contul e cel mai important, nu-l dați la nimeni, parola, contul, niciodată nu dați contul la nimeni, nici la cel mai bun prieten al vostru, nici la părinți, e contul vostru, creat de voi, muncit de voi, nu folosiți niciodată, Contul alter persoane, să nu folosiți contul altor persoane sau chestii de genul. E cea mai proastă alegere, da? Contul vostru e al vostru, da? Niciodată să nu dai contul mai departe și asta se aplică în tot. Contul de YouTube, contul de Discord, contul de Facebook, nimica, niciodată să nu dai contul la nimeni. E contul tău, asta trebuie să fie mereu al tău. Deci, nu faceți trade-uri pe bani real, nu faceți trade-uri în afara pe simulatorului, adică dăm 3 huge îți dau niște chestii pe alt joc, cum ar fi Strong Pet Simulator sau Coin Racer sau orice joc ar fi, da? Mining Simulator. Nu faceți trade-uri în afara, în afara pe simulatorului, faceți normal, Vă duceți la peț, dați trade, dați un huge pe 50 de milioane, perfect, nu? Să nu zică persoana de genul, pă, dăm huge acum, după ce dau eu 70 de milioane, da? Oferta sună bine, gen să dai un huge de 40 de milioane gems pe 70 de milioane, dar e doar o minciună. Persoanele mint extrem de mult să vă ia itemele, nu credeți pe nimeni și nu ajutați pe nimeni. O persoană a primit, i-a primit, deci o persoană I-a dat alte persoane mesaj, da? Să zicem ca și cum eu aș da unei, pe, un, unei persoane mesaj, Pădă și mi-ajută-mă cu chestia asta și îl pun să intre pe Roblox să mă ajute cu ceva și eu de fapt îl păcălesc să-mi trimită tokenul lui. Tokenul este unde te loghezi, cum ar veni. Dacă tu atunci când intrați pe Roblox, câteodată trebuie să vă logați, da? Atunci când intri pe un browser nou sau pe un calculator sau pe un telefon, îți spune să-ți numele și parola. Tu când faci chestia asta, rămâne salvat numele și parola ta și se numește un token. Și persoanele ar vrea să vă mintă, să, să zicem că vreți să-l ajutați cu un skin, adică la avatar sau ceva de genul. Cu chestia asta, v-ar minți să vă ia tokenul să poată să intre pe cont. Și chestia asta este foarte, foarte ușor de făcut. Așa că să nu aveți încredere în nimeni. Doar ziceți nu, nu contează cât de treabă pare, nu contează cine e. Ziceți nu, frate, vedeți-vă de treaba voastră. Da? Ăsta e singurul și cel mai simplu lucru. Foarte multe persoane și au se apă doar din cauza asta. Își au schem pentru că au încredere. De ce aveți încredere într-o persoană pe care nu o cunoașteți? Da, bă, uite, îți dau un șuș la 40 de milioane și Dumneavoastră 150 de milioane, dar trebuie să dau eu primul. Clar, asta e țeapă. Lumea minte foarte mult, mai ales pe jocurile de genul, mai ales pe alte jocuri. Bă, în majoritatea, dacă ceva sună prea bine, dacă o ofertă e prea bună, atunci clar e o minciună, da? Vrea doar să fac o ofertă atât de bună încât tu să nu poți să o refuzi și să primești schem. Nu credeți pe nimeni, nu faceți trade-uri în afară la pe Simulator 99, nu faceți trade-uri pe bani real și nu ajutați pe, nim pe nimeni. Pentru că majoritatea vrea doar să vă fure contul sau să vă fure itemele. Da? Știu că vreți să deveniți foarte bun pe jocul acesta, și alte persoane știu la fel că vrei să deveniți cât mai bun pe jocul acesta și profită de lucrul ăsta, da? Aveți foarte mare grijă să nu dați, să nu primiți schem și nici voi să nu dați schem, da? Bine, dacă vreți să dați schem la ăștia din afară la englez, puteți, acolo da, dar nu dați schem între români. Românii... E o comunitate foarte mică de pe simulator și îți dai seama că e extrem de complicat. Deci spune nu schemului. Aveți foarte grijă cum faceți, să nu dați, bă, dă și mie împrumut chestia, știi, și după ți-o dă înapoi. ca asta e și -o altă minciună. Bă, dă și mie asta și o dau eu după două ore. Dacă cunoașteți persoanele astea sau sunt bune persoane cu care ați vorbit de ani de zile sau ceva, da, atunci ar merita, dar aveți mai grijă că oricine poate să minte să vrea doar itemele. E super simplu, te v-am învățat acum ce trebuie să faceți, nu există scuză pe a lua schem. Deci, bă, am luat schem pe nu știu ce. Dacă oferta e prea bună, înseamnă că e o minciună. Dacă nu cunoașteți o persoană și vrea să facă pe bani real sau pe Roblox sau pe gift card sau pe Robux, nu contează. Vă minte, vrea să vrea contul. Da, mai sunt și niște excepții în care niște persoane chiar sunt bune, da? Dar chestia asta e foarte real, Cum ar fi prietenii voștri, cum ar fi niște persoane importante din comunitate, ceva de genul, da? Să zicem că niște persoane au niște iteme extrem de bune, da? Să zicem că au niște o valoare foarte mare și sunt niște foarte bune persoane în jocul acesta. Persoana asta e mai puțin probabil să vă dea schem, pentru că are foarte multe de pierdut. Dar dacă tu întâlnești cu o persoană care are un huge sau un nici pe la anulare și ce bătă și mi-e de un împrumut, da, e clar, o să foarte mare să vă dea schem. Deci nu aveți încredere, nimeni nu primiți niciodată schem. Asta e singura chestie, da? Niciodată nu mi-am primit joc, schem pe jocul acesta, momentan, poate într-o zi o să o primesc, dar niciodată nu aș face un trade mare. Cum ar fi să-mi ceară cineva, bine, o farmez acum cu cărțile greșite. Zicem că cineva îmi cere nu știu ce să-i dau ce mimicu. Niciodată nu aș face chestia asta, nici într-un milion de ani. Păi frate, nu ți-l dau pa, decât dacă i cunosc extrem de bine și știu că am mai făcut chestii de genul, da? Așa că să aveți o zi excelentă, să aveți mare, mare grijă, să le spune și noi un expert și ăsta. să aveți mare grijă la schemuri, aveți mare grijă să nu vă primiți schem și să aveți o zi excelentă aici la Daycare, dar nu putem momentan, doar spuneți nu la schem. Chestia asta este foarte importantă, vă rog foarte frumos să aveți mare grijă, da? Nu primiți schem, nu dați schem, simplu. Te ce mai în jos, să ce mai aici, nu avem niciun, niciun reality. Mergem la Charmstone, vedem acum cum este și am primit un Royalty, Wow, legendarea este Spiking. Să aveți o zi excelentă, salut!